Bună ziua tuturor! Noi suntem familia Ilescu, locuitori a satului Mihalașa. Suntem participanți la concursul Ringul Părinților Inteligenți, ediția 11-a, organizat de către Biblioteca Publică Vasile Alexandrii, orașul Telenești, cu participarea Bibliotecii Publice Mihalașa. Suntem mândri că participăm la acest concurs frumos, unde se sărbătorește și se cântă patria, neamul și familia. Mulțumim din suflet organizatorilor și gazdei acestui concurs. Suntem onorați și mândri că suntem moldoveni și venim dintr-un neam cu valori, tradiții și obiceiuri frumoase. Și îndemnăm toți moldovenii din țară și de peste hotare să fie mândri de țara și neamul de unde vin. Să promoveze și să transmită mai departe valorile, tradițiile și obiceiurile naționale. Părerea noastră este că în fiecare casă trebuie semănată dragoste pentru credință în Dumnezeu, să dăruim unul altuia dragoste, respect, bunătate, ajutor, încredere. Să păstrăm amintirea vie a neamului din care venim. Să nu uităm de părinți, bunici, străbunici, să păstrăm legătura cu ei prin poze, obiecte și diferite lucruri frumoase rămase de la ei. Chiar dacă timpurile s-au modernizat, lucrurile vechi și tradiționale întotdeauna vor rămâne autentice. Părerea mea este că în fiecare casă trebuie să se găsească un tricolor, o icoană veche rămasă de la bunici, tradiționalul covor moldovenesc, șalinca bunicii, căciula bunicului pe care au purtat-o cu mândrie și multe alte lucruri care ne amintesc de cei dragi. Muzica tradițională despre neam, patrie, limbă, libertate să răsune în fiecare casă. Datoria noastră ca părinți este să transmitem toate acestea copiilor noștri. Cât de respectate și de apreciate vor fi, rămâne pe seama lor. Dar eu un lucru știu, ceea ce semeni, aceea ce culegi. Atunci când reveniți în țară, treceți pe la casa părintească, acolo unde ați pornit în lumea mare. Vizitați părinții, bunicii, dacă mai sunt în viață, la sigur vă așteaptă cu dor greu. Dar dacă nu mai sunt printre noi, amintiți-vă și pomeniți-i că așa este omenește și creștinește. Doar după plecarea lor înțelegem cât de dragi și importanți au fost pentru noi. Vizitați împreună cu copiii locurile frumoase ale Moldovei. Avem atât de multe care ne arată cât de bogați suntem spiritual și cultural. Am fost, suntem și vom fi mândri și devotați acestui meleag frumos, cu oameni, valori și tradiții frumoase. Mulțumim frumos! Proba concursului Ringul Părinților Inteligenți, Arborele Genealogic al Familiei. Aici vrem să vă prezentăm pe acest poster este reprezentat Arborele Genealogic al Familiei noastre. Noi l-am văzut așa, într-un arbore trunchios, mare, cu mulți rămuros, cu multe neamuri, tot neamul nostru este descris aici. Și aici este exact ca în poezia Arborele Familiei de Arcadie Suceveanu. O, pom dulce strămoșesc, ramuri câte în tine cresc. Unu-i tata, unu-i mama, unu sunt chiar eu bag seama. Patru ramuri, numai flori, sunt de frați și de surori. Alte șapte, opt sprințare, sunt de veri și verișoare. Alte nouă tinerele, cresc nepoți și nepoțele. Neapărat mai cresc aici, ram bunei și crengi bunici. Și mătuși, și moși, și unchi, așezați inele în trunchi. Iar strămoșii, o, ei sunt, rădăcini de sub pământ. Iar acum vă vom prezenta cea de-a doua probă, care este proba literar-artistică. Lecturăm în fiecare seară despre neam și despre țară. Copii, veniți aici, este ora de lectură, vreau să vă citesc ceva. Așezați-vă frumos! Casa părintească de Spiridon Vanghelie. S-a întâmplat de mult. Pe atunci, Sandu era mic. Tatăl îl tot purta pe la doctor, dar degeaba. Du copilul la mare în țările calde, i-a spus un doctor. Alt leac nu are. Păi dacă ar fi rândunică, a oftat tata. Dar Sandu era palid ca lămâie și se topea văzând cu ochii. Atunci tata a vândut calul de la casă, a vândut vaca cu tot cu vițel și a adunat parale pentru drum. L-a urcat în tren pe Sandu și s-a dus și dus a fost. Îl așteptau câinii de la poartă și mama lăcrima năfram. De era rândunică, găsea drumul spre casă, suspina mama. Au trecut mulți ani
Și iată că vine un plic înflorit cu timbre și ștampile. Am scăpat de o boală și am dat peste alta, scria Sandu, dorul de casa părintească. Asta e boala cea mai mare din lume. Iar într-o zi, mama vede la portiță un om alb, dalb la cap. Oare de ce n-a lătrat câinile? Omul se lăsa în genunchi și intră în ogradă, tot sărutând pământul. Omul a încurjurat casa în genunchi. Sandu, s-a apropiat mama. Omul s-a uitat la dânsa, n-a zis nimic. E mult săracul. A potopit-o pe mama alt rând de lacrimi. Omul s-a ridicat în picioare, dar tot atunci se lăsă iar în genunchi și sărută pragul. Apoi sărută ferestrele. S-a strâns lume. De multe ori a uitat limba întregului o femeie. Abia în amur i s-a întors graiul. Până seara mama și a prins-o din nou. Dar cum să cuprindă casa? Mama, eu știu ce vrea să ne învețe Spiridon Vanghelie. Patria este acolo unde suntem iubiți. Patria este acolo unde putem să iubim și să trăim liberi. Patria este acolo unde sunt cei dragi, părinți, frați, bunici, moși, mătuși, verișori și verișoare. Patria este acolo unde am văzut soarele și ochii mamei întâia oară. Dragi copii, și eu vreau să vă povestesc legenda satului nostru. Satul în care ne-am născut, am crescut și locuim până în prezent. Călinaș, în ce sat locuim noi? Unde locuim noi, Călinaș? În satul Mihai Răun Trenește. În ce republică? Republică... Moldova. Bravo! Acum am să vă spun legenda satului Mihalașa. Satul Mihalașa a fost întemeiat în anul 1588. Legenda spune că cândva de mult de mult, pe teritoriul satului se aflau numai păduri. Așa cum și acum sunt depădurați doar de păduri frumoase. Se spune că pe vremea domniei turcilor, populația era jefuită. Un locuitor al orașului Trenești, pe nume Nihălaș, s-a refugiat în pădure să se ascundă de turci, ca să nu fie jefuit. A făcut un bordei unde locuia cu toată familia sa. După el s-au mai refugiat și alte persoane și familii. Au tăiat fâșii de pădure pentru pământ agricol, pe care au semănat diferite culturi ca să aibă ce exista. Primul locuitor al satului se numea Nihălaș, de aceea s-a dat și satului denumirea de Nihălaș, iar mai târziu s-a numit Mihălaș. Ce vreau să vă recit o poezie despre patrie? Loc tainic și plin de lumină, leagă numele meu de început. Aici e zarea cea mai senină, aici e locul unde m-am născut. Natura în jur se scaldă în culoare, totul pare de necrezut. Cireșele roșesc frumosului soare, acestea la timpul în care m-am născut. Mama, izla de povește seară. Tata, vânit cum în bas mi-am văzut, mulțumesc Domnului a mia oară pentru părinții ce m-au crescut. Am familie, o casă, viață frumoasă, un grai, un meleag, un prat părintesc. Aici peste neamul, aici sunt acasă, aici e mea patria, o, cât o iubesc. Dragi copii, luați aminte, oriunde ți pleca în lumea aceasta mare, să nu uitați niciodată de casa părintească, acolo unde ați crescut, de satul în care v-ați născut, de țara în care ați trăit. Să fiți mândri de voi că sunteți moldoveni și să purtați cu faimă în lume Moldova. Iar acum vă vom prezenta proba a treia. Proba a treia este un citat despre scris de Grigore Vieru. Patria este un copil, dacă uiți de ea, poate să plece de acasă. Noi am hotărât că această probă o vom prezenta printr-o mică scenetă. O, Doamne, cât e de bine acasă! Locuri mai frumoase ca Moldova nu există nicăieri. Care Italie, care Elveție, care Austrie. Pădurea începe chiar de la marginea satului. Păduri de stejar și tei. Și a trebuit să umblăm o lume întreagă ca să înțelegem cât de dragă ne este patria. O aromă îmbătătoare umple văzduhul, mai îmbătătoare decât toate parfumurile din lume. Rog încă nu s-a luat de pe ieburi. Și par a fi
razi sclipitoare ce strălucesc ca niște mărgăritare. Aici păpădiile luminează peimași, parcă au fost semănate din cerul. Acest pământ este binecuvântat de către Dumnezeu. Aici în patrie sunt toate obișnuite, pâine, pomul, firul de iarbă ce răzbate din piatra petrică de urmă. Și doar departe de casă vei înțelege într-o zi că nu e o țară mai frumoasă și dor de patrie îți va fi. Dragostea de patrie, firește, nu se strigă, pentru că e sfântă, ea se poartă în suflet, se trăiește, dragostea se, de patrie se cântă. Cânte ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul țină minte. Mamă, tată, aveți dreptate. Într-adevăr, aveam o țară ca o poveste. Țara este ca o comoară ce trebuie prețuită de toți. Moldova noastră este o gură de rai. Printre toate câte sunt sărbători pe acest pământ, nu e alta mai frumoasă decât moldoveara noastră. Din casă Moldova, pământul ne spun să lapă de rele prin muncă sălută. Am o țară așa bogată, nu e alta în lumea toată, mai dorită, mai aleasă decât țara mea frumoasă. Uitați, părinți, nu uitați! Patria este ca un copil, dacă uiți de ea, poate să pleci de acasă. Grigori Vigheru. Ori ori zboară, ori încânte ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem o sat departe și un grai ce n-are moarte, și ai cui zice, părinte, mai există...